Ce faceți, infractorilor, comisarul șef, Pantea și Crucea? Ce faceți, mă, șpăgarilor, mă, 3 ani cu suspendare pentru 60 de ori care a șerut mită, mă, excrocilor? Suspendare 3 ani, mă, ca un comisar șef? Păi tu meritai 10 ani, bă, excrocilor, bă, șpăgarilor. Ia uitați, al doilea șpăgar, 60 de ori a șerut mită, bă, șpăgarilor, bă, rutieră, bă, polițiști rutier, bă, șpăgarilor, 60 de ori a șerut mită, bă, excrocilor. Ăștia sunt Pantea Andrei, cel cu barbă, comisar șef rutieră, care a fost prins, culmea, în, să vă zic, flagrant când a luat șpagă. A cerut de la șoferi șpaga amândoi acești excroci de vreo 60 de ori. Vă dați seama, șpaga lor pleca de la 500 de lei. Unde aveau ei punctul? Pe unde vin cei mai milionari români? Pe acolo aveau ei punctul lor de a urmări șoferii care greșeau în trafic. Și Tribunalul București i-a condamnat doar la 3 ani cu suspendare. Doar la 3 ani cu suspendare. Și PNA-ul a făcut apel că nu este de acord cu această condamnare. Și culmea culmilor că tribunalul le-a interzis doar atât 3 ani ca să nu mai ocupe o funcție publică, ca să nu mai îmbrace haina de polițist. După 3 ani o poate reîmbrăca și să revină la infracțiunile lor de a lua mită. Asta este. Din păcate, pentru acești doi excroci, polițiștii onești, cinstiți, suferă.